Bună, Silmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Foștii concurenți, da, trebuie să vorbim și de ei, că și ei au trecut pe la Mireasa. Vreau să încep cu Liviu de la sezonul 8, că am văzut un mesaj, de fapt era un cântec, el era singur în mașină și s-auzea un cântec și dacă mi-amintesc eu bine, cânta cam așa ceva. Într-o zi o să plătești când rănești și te-ai jucat cu sufletul, cu un suflet nevinovat, te-am iubit și m-ai trădat, cam așa ceva era. Să fie un mesaj să se fi despărțit de Bogdana, cu toate că păreau foarte îndrăgostiți. Sper că nu, pentru că eu sunt, nu mi-a plăcut evoluția lor la mișcare, dar sunt de acord cu familiile. Când cineva face familie, ar fi bine să o facă pentru toată viața. Nici și pe mijloace de socializare nu au văzut că să șteargă fotografiile, sunt încă împreună, ea are numele lui, doar că era fotografiat singur acolo, atâta tot. Apoi nu știu, sper că nu s-au despărțit. Sper să fie bine, să fie decât un cântec. Ați văzut, mai sunt cântece triste care ne plac și mie îmi plac și eu. Aici în greacă, bineînțeles, sunt niște cântece triste și îmi plac și dacă cânt și eu după el, așa cum mă pricep, că nu-i vreo cântăreață, nu înseamnă că m-am despărțit de cineva. Cu toate că nu mi-au plăcut în casa Mireasa, eu chiar le doresc fericire. De el mi-a plăcut puțin la început, cât era cu Daria, ați văzut că Daria, cât a fost cu el, a fost altfel și după aceea altfel. De fapt, cât a fost cu el, s-a prefăcut puțin. Oricum n-ar fi ieșit nimic între ei, pentru că Liviu face parte dintr-o familie așa mai tradițională și sub nicio formă n-ar fi vrut o femeie cu trecutul ei, cu videochat și tot ce a făcut. Măcar Bogdana, chiar dacă e urâtă la față cu nasul ăla, e urâtă. Răspuneți că e frumoasă, la corp da, are corp super, dar la față e urâtă rău, măcar păi, cât de cât mai bună decât Daria. Și că tot am vorbit de Daria, am văzut un live, ei doi în Spania, ea cu Adriana, adică, cu iubii ei, ca așa îi spunea, erau într-o localitate și arăta imagini cu telefonul filma acolo și spuneau unde sunt, a zis o localitate, dar nu mi-amintesc de așa, erau pe drum amândoi. Dacă ați văzut o casă Mireasa, când a intrat, era grăsuță, după aia a devenit grasă, acu' e obeză. I-am văzut obrajii, aici era grasă, chiar spunea că trebuie să mai slăbească. Crede că dacă merge, slăbește. Nu slăbește. Mersul nu slăbește, mersul tărește mușchi, atât tot. Și răspunde și juca jocul acela lor, dar și răspundea la întrebări. Printre altele a fost întrebată când se întoarce în țară, a spus că vine până la Paște. Iar arăta tot timpul cu telefonul întors așa, arăta să vadă ce frumos e acolo, mie nu mi s-a părut așa frumos. Apoi zice lui Adrian, așa că s-auzim noi, iubitul, știi că te iubesc mult, da? Și el zice, și eu te iubesc, da. Că s-auzim noi, nu că ar fi vreo iubire între ei, că iubirea se vede în ochi, se vede pe față, n-am văzut. Dar se complace și ea în situația asta, că ce era să facă. Cum v-a spus, jucau și cerea, tap, dați aprecierii, dați toate astea. Și făcea ea, abia aștept să mă întorc acasă, ca să mă duc la manicură, că mi-am făcut aici unghiile și am făcut așa cu mâna, arătat unghiile, chiar erau oribile, aici are dreptate, că la picioare și la mâini i-a făcut unghiile într-o oră, nu se poate așa ceva, de acord cu ea și aici, nu se poate așa ceva. Apoi a explicat că le-a făcut direct, că nu i-a pus picioarele în apă, că foarte multe lucruri care de obicei se fac. Eu am fost în mai multe țări la coafor, la mai multe țări am fost la unghii, și peste tot se făceau ca la carte. Adică am fost foarte mulțumită, dar Daria, de fapt Daria de obicei nu e mulțumită, că și în casa Mireasa nu era mulțumită cu multe. Apoi a început să spună ea ce frumoase, ce bune sunt româncile la lucru, că sunt meticuloase, că fac mult mai bine unghiile. Păi da, dar ea n-a fost prin mai multe țări să vadă, pentru că nu doar româncile fac unghiile bine, sunt și altele, sunt și în alte țări care fac unghiile foarte bine. Și apoi, cum vorbea cu ceilalți, le spunea ca să vadă și doamna Anina, să o vadă pe ea, știți că ele nu s-au prea înțeles bine.
că doamna Anina e toată ziua pe Facebook și să o vadă și pe ea. Și dacă o vede și pe ea care e problema, apoi a revenit la unghii, spunea că da 60 de euro, zicea că România dă 60 de euro numai la mâini. Păi cam așa costă. Și la noi tot la fel. Depinde și de salon. Dacă ești mai în centru, e mai scump, dar dacă ești într-un cartier, nu e chiar așa scump. Și mai comentat de românce, că româncii pun pasiune acolo unde, la orice muncă fac, da. Și ea pune pasiune la videochat. Și era pe stradă, tot arăta acolo, erau niște copaci și cineva a întrebat-o că ce copaci sunt, nu știa ce copaci sunt și nu știa nici Adrian, cu toate că acolo locuiește. Iar, apropo, că a zis că româncile sunt frumoase și făcea, au să vedeți aici în jurul meu că toate sunt urâte, că parcă nici nu vine să ies pe stradă machiată, că mă confundă lumea cu Britney Spears. Vă dați seama cât de frumoasă se crede ea pe lângă femeile din Spania. Păi Britney Spears, intră 10 Britney într-una ca ea. Britney Spears e o femeie frumoasă și e slabă, nu e grasă ca ea. Și apoi a început să vorbească de cățeluși, că dacă și ia cățeluși, păi are cățeluși, nu l-are pe Adrian, ce mai trebuie cățeluși? Ce mai trebuie și alt cățeluș dacă l-are pe Adrian? Păi asta a devenit Adrian. Chiar am vorbit, de fapt n-am vorbit eu, am ascultat ce vorbea Dani și cu ceilalți concurenți și cu cei din sezonul lor, că Adrian s-a schimbat foarte mult de când e cu ea, nu mai e amabil, nu mai vorbește frumos, parcă e alt băiat. Păi da, normal. Știți că dacă pui un măr bun lângă unul rău, se strică și ăla bun, nu să facem bine ăla rău. Khaled, din sezonul 9, a făcut și el un live, a vorbit de Laura. Mulți îl întrebau de Laura, că dacă se vor întâlni afară, când o să iese ea la vară, poate stă tot sezonul, mai ales că e fata săptămânii de două gale. Și cineva întreabă dacă îi trimite cadou, el a spus că nu îi trimite pentru că el i-a făcut cadou atunci când a avut idetul acela afară. Și apoi a fost întrebat și de Cristian, a zis că era sigur că nu o să iese Cristian, nu, vă dați seama, n-avea cum. Cineva zicea că Laura are suflet curat, el a spus da, e și frumoasă, are și suflet curat. Și cineva iar l-a întrebat de fetiță, îi spunea că fetița e foarte încântată când aude că susținătorii lui întreabă de ea. Și mai zicea de Laura că a câștigat mulți susținători după ce s-a despărțit de Cristian. Și asta e adevărat. Da, și asta e foarte adevărat pentru că așa s-a întâmplat. Fix așa s-a întâmplat. Cât a fost cu el, n-au plăcut-o tocmai din cauza asta. Tocmai din cauza asta că era cu el. Dar nu că n-a plăcut-o pe ea, am văzut că făcea, fugi la, am citit și o comentarie, fugi Laura, pleacă, nu vă potriviți și toate astea. Chiar nu se potriveau absolut deloc. Mai ales la înălțime. În rest nu, în rest mi-ar fi plăcut ei împreună. Nu știu de ce, dar eu n-am nimic, absolut nimic cu Cristian. Normal că nu am cu nimeni, nu am nimic, doar am cu modul unora de a se comporta și de a vorbi, dar nu cu omul. Cu ce face omul? Așa ar trebui să facem toți. Cu omul n-am nimic. Toți suntem creația lui Dumnezeu. Sau a creatorilor. Sau cui vrem noi. Că de asta zic să nu judecăm. Fiecare crede, chiar dacă face lucrurile, dar la momentul ăla când le face, crede că sunt bune. Și poate pentru el chiar sunt bune. Și dacă atragem atenția sau vrem să-i dăm sfat, nu e de bine. Dar cum se spune, nu dai niciodată un sfat fără să ceară Dani cineva. a făcut un live. Da, corect, ți-a zis și Mi-a plăcut extraordinar. A zis niște lucruri. Cred că el a încheiat cu contracte, oricum nu mai au ce să-i mai facă, cu staful, cu mireasa, cu tot. Și s-a apucat să zică niște lucruri apropo la eliminarea lui Cristian și care dai revenirea lui tu pe primul loc, energia, mirele săptămânii. Deci, dai tu mie sfaturi când Dani, caput-o de relaționez. el juca. Caput. Juca, știți, jocul acela care joacă toată Excelent. lumea. Doar
Și cerea, mai era cu un băiat acolo, cerea, dați-mi tap-tap, cum ceri ei. Păi a fost întrebat și a spus afacerea mireasa, pentru că asta este. Asta este. Se știe, multe lume știe deja. Mai la început nu se știa chiar așa, dar acum cred că toată lumea știe. Nu, nu știu dacă mai există cineva să mai creadă în votul publicului, așa cum abirează Simona Gherghe de fiecare dată. A spus Dani, nu contează SMS-urile noastre, chiar nu contează. Sunt bani adunați care se pun într-un cont. Și a mai dezvăluit ceva, că lor li s-a cerut bani, părinților lui, mulți bani, ca să poată câștiga. Dani nu a spus cine i-a cerut. Eu așa am auzit. De fapt, ceva știam eu încă din sezonul lui, pentru că, dacă vă amintiți, doamna Loredana, mama lui, a plecat mai devreme din concurs. Că a zis că l-ajută, că face ea, la urmă, ceva cu cartele. Am văzut și eu că trebuia să votăm. Înțeles că n-am votat pentru că știam sigur că nu o să câștige, dar asta eram sigur. Dediș a făcut cel o postare imediat după eliminare. Spunea că a fost o experiență frumoasă, dar ce să facă, viața merge mai departe. A mulțumit celor care l-au susținut, bineînțeles. Și a pus acest postare la story pe Instagram, zicea că a stat 3 luni, atât s-a putut și că nu regretă nimic. El nu, dar sigur Ioana regretă foarte tare că a plecat și el regretă pentru că i-am văzut privirea, era trist. Acum o să mai fie vreo 2-3 zile, dar după ce vede ce frumos e afară și se întâlnește cu prietenii, plus o să-l cunoască lumea pe stradă, eu știu de la mine, știu de la mine, la 2 săptămâni am plecat în aeroport, m-a cunoscut toată lumea, da, nu mi-a cerut bine, am arătat buletin și astea, dar atunci era cu permis că să pot intra în Grecia, aveam nevoie de la guvernul grec o foaie, am avut-o bineînțeles tot timpul, am fost în regulă, pentru că eu am acte aici, nu se pune problema. Și cum am fost cunoscută prin aeroport, cum am fost cunoscută prin oraș, e plăcut într-un fel că te cunoaște lumea și strigă după tine. La magazine m-a dus la o librărie să cumpăr niște cărți, m-a cunoscut femeia, chiar și aici în Rodos m-a dus să beau o cafea undeva cu cineva și era o femeie româncă care urmărea mireasa și când mi-a dat mască, era cu mască încă. În 2021 era cu mască. Când mi-am dat masca, că trebuia să-mi dau masca, a fost în bar acolo, în cafeterie, deja s-a uitat la mine, zice, a, pe tine te știu la televizor, ești doamna mea. E plăcut, să știți. Nu că mare vedete suntem noi de la mireasa, suntem pentru o perioadă, chiar ne-a zis Simona Gherghe. Acum sunteți vedete, vedete adică la vedere, ești la vedere, nu altceva. Aia înseamnă la vedere. Dani zicea despre Dediș că el merita să plece, pentru că ați văzut, se ducea când la Delia, când la Eliza. În ultimul timp mai vorbea și cu Laura, știa că n-are nicio șansă cu ea. Chiar a pendulat 3 luni de zile, aproape 3 luni, cam atât a stat. Nu l-a luat nicio fată în serios, păi nu mai putea să le ia în serios după ce a făcut. Când se duce la una, când la alta, de fapt, cum zicea către Eliza, de fapt de tine îmi plăcea de la început, se ducea la alta, ba de tine, că refuza una, zicea la alta. N-a fost serios, dar Dani e de părere că nu merita să plece așa. Merita să plece, dar nu așa. Folosești tu 14.000 de cartele. Adică dai cum? A fost o săptămână în cursa de eliminare cu stres, amândoi au fost. Mai mult Dediș decât Cristian. Cristian, dacă l-ați văzut, niciun stres n-avea. Apoi elimina Cristian, după aceea se dă topul cu băieții, Cristian pus pe locul întâi de staff și după aceea botează fetele băieții cu eliminare directă și apoi se dă. A făcut foarte iurea. Când a mai fost așa ceva? Chiar zice și Dani, zic și eu la fel. Pentru că staful nu avea niciun drept să-și bată joc de Dani. Știu că el a fost nestatornic și a fost nehotărât, dar a fost un concurent care a stat acolo. A stat acolo și le-a băgat bani în buzunar. Asta e foarte important.
dacă nu era... Deja nu mai sunt credibili, crede Dani și eu la fel. Tot publicul, sunt de acord cu aproape tot ce zice Dani. Marinescu. Astăzi n-ar mai și Dani îi condamnă că s-au citit, că a citit-o cu băieților întâi. Pentru că ar fi putut să-l dea afară pe... Apoi mamele și fetele, pentru că niciodată n-a făcut așa ceva. Citeam mama săptămâni, după aceea băiatul sau fata, nu conta, dar după, nu înainte. Că să aibă timp fetele să voteze. Adică le-a invitat să voteze pe Dedeș. Scoatem pe Marinescu. Foarte urât ce a făcut, chiar foarte urât. Nu mi-a plăcut absolut deloc, dar ce putem face noi? Zicea că i s-a cerut în jur de 12.000 de euro ca să câștige 19. Punem eliminarea direct. Păi dacă dai 12.000 de euro ca să câștigi 19, dar nu băgați iar pe Dedeș care el a scăpat. Cât e diferența? Puțin. Doar ca să fii tu unul dintre câștigători. Și ai spus că cine scapă... Pentru că spunea că adevărul e că nimeni nu ține cont de SMS-uri. Nici nu se uită pe ele. Staful face ce vrea. Cum mai spunea cineva, îi pune câștigătorii sau îi pune pe liste la, în topuri din creion, din pix, din ce are și el. Contează cine plătește mai mult. Ceva dreptate are, Dani. Foarte indignat de această eliminare. Adică cum? Marinescu-i votat să plece? De fapt, asta e... E stilul staffului, că așa a făcut în mai multe sezoane, dacă vă amintiți de Hatice. Chiar mai la început, că vorbea foarte urât, de fapt tot sezonul a vorbit urât, că altfel nu știu. Asta era limbajul lui, putem să-i cere omul în cerare, nu? Și după aceea a pus-o pe locul întâi, care a stat, chiar a stat aproape tot sezonul, până să vină Maria cu Antonio. Sezonul 7. Deci, cam asta face staff. E ca un îi pune eliminare și după aia tot stafful îi pune pe locul întâi. Ca să dau ție salariu? Ca să pari, bineînțeles, să-i se umfle buzunarele, nu a noastră. E logic. Și mai era de părere, Dani, și îl susțin, că e o bătaie de joc. Își bate joc de telespectatori. Pentru că lumea plătește să voteze, nu votează așa iurea. Este simplu. Iar... pentru că plătește, nu sunt luați în seamă. Nimeni. Votăm degeaba. Eu am încetat mult să mai votez. Pentru că știam și de la Casa Mireasa când eram, că nu se țin cont de vot. Chiar am cerut toată telefonul Simonei ieri. Când a fost eliminată Cătălina, dacă v-am amintit. Că vine ea cu telefonul în bucătărie și zice, uite aici, zic, ia să mă uit eu. Are admine puternice. Eu m-am uitat puțin, dar nu aveam ochelari, erau în cameră și bineînțeles că nu aveam timp să mă duc să iau, așa că trebuie să o cred. Dar n-am crezut. Dar știe toată lumea. Mai în sezonul nostru nu știau chiar toți acum. Dedi și Andrada au făcut și ele un live, jucau. Andrad zicea că ea nu prea joacă, dar mi-a plăcut de Deni că era pe ultimile minute și făcea dați mănușă, mănușă, că mai câteva secunde, nu știu câte, și a câștigat până la urmă. Era foarte fericită că a câștigat și zice Andrade, era și seara, zice eu plec acum că trebuie să mă duc la somn, se trezește de vreme, pentru că după cum știți, poate nu toți, e profesoară la un liceu acolo unde locuiește ea, nu stă doar pe TikTok. Toată lumea intră pe TikTok și eu mai intru. Bine, eu intru să văd unele locuri, nu înseamnă că fac jocuri sau live-uri, n-am făcut niciodată live. Chiar, eu n-am făcut niciun live. Pe nimica. N-am făcut, pur și simplu. Ce ziceți? Vreți să facem un live, să stăm de vorbă? Chiar, dacă vreți să facem un live, să-mi scrieți orele când puteți. Eu pot, de exemplu, cel mai bine sâmbătă sau duminică, între orele 2 și 4. Pentru că la 5 jumate plec la muncă. Fiecare se plec. Dacă vreți să facem un live, dar aș vrea să facem pe malul mării. Poate mă duc mâine la plajă să văd azi că am bătut vântul. Așa, hai să trecem la Andrada. Deci a ieșit Deni, a rămas Andrada și a zis că ea știe unele chestii, da, dar nu poate să le spună. A vorbit apoi de eliminare, că nici ei nu i-a plăcut și s-a părut că a fost bătaie de joc, dar ce spunea Andrada,
Nu i-a plăcut de Laura, că prima dată la... N-a fost nicio manevră. A cerut la cameră cât a fost în cursa de eliminare împreună cu Cristian să-l susțină lumea. A cerut să fie votat și chiar a vrut să plece Cristian, dar oricum Cristian nu pleca. Și apoi, când a fost să voteze fetele cu eliminare directă, l-a votat. Asta nu-i plăcea Andradei, dar urmează și el niște... Dacă eram potrivit, niște indicații. Ce credeți că face după capul ei? Niciodată cât ești în casă. Poate ați aflat sau nu, dar vă mai spun și eu odată. Nu strică. Andrei și Simona s-au despărțit, cică. Da. El a confirmat, a fost întrebat dacă s-a despărțit și a spus nu mai suntem împreună, iar ea și-a schimbat numele de la Macovei, parcă îl chema, la Lincan. Asta am văzut și eu. Am văzut și eu asta. Oricum nu erau compatibili. Eu mă mir că au făcut cuplu și mă mir că s-au căsătorit. El, dacă ați urmărit sezonul, nu a fost sigur pe ea. Pentru el a fost o minune că a spus da atunci, când în ziua cea mare, zic și eu, ca Simona Gherghe. Da. Și ce mă mai mir, că au stat atâtea luni. Ea era cam, să nu zic afurisită, cam așa era cu el, zic. În general, nu știu cum o fi fost. Dar, repet, nu erau deloc compatibili, absolut deloc. Chiar dacă a existat iubire între ei, la un moment dat ea i-a spus te iubesc. El știu că a iubit-o. Dar poți să iubești și femeie nepotrivită, nu e nicio de asta. Iar Andrei zice că își vinde mașina și că lucrează pe barul mobil, pe la evenimente, pe unde apucă și el. Nici nu trebuia să se fi măritat cu el. Numai l-a încurcat. S-a încurcat și pe ea, acum e femeie divorțată, el bărbat divorțat. Cam greu. Știți că cei divorțați nu prea au așa mare succes la cei necăsătoriți deloc. Dar, repet, unde există iubire, e posibil absolut tot. Alții care s-au despărțit, dar nu vor să vorbească despre asta nici el, nici ea, era Luca și cu Alex Ungureanu de la sezonul 6. Ea, știți că lucrează la Capricci, la Antena 1, n-a spus niciodată că e despărțită sau nu, am văzut că îi spun doamna Raluca. Dar pe rețetele de socializare era Luca Preda, asta am văzut și eu. S-au despărțit sau doar au făcut farse, că am văzut că au mai făcut câțiva din ei. Și Izabela cu Blaze și Antonio cu Maria, mi se pare că și alții, dar nu e bun acest lucru, nu. Pentru că dacă faci lucrul ăsta, poți să-ți atragi despărțirea, nici măcar în glumă nu trebuie să faci. Dar ea, la Capricci, dă sfaturi. Dă sfaturi altora pe care nu le-a urmat nici ea, nu? Nu prea e așa capabilă ea, am văzut-o că vorbește mult, vorbește într-adevăr mult, dar așa fără nicio noimă. Nu vă să spune ceva important, doar vorbește, cum a făcut și la sezonul 6, vorbea în continuu. Iar aș și eu și susținătorii lor care le-au trimis atâta timp cadouri care... Știți că îi trimitea în excursii la mare, au fost care le-au cumpărat și lucruri, am înțeles că și apartament cuiva, sau l-a închiriat, nu mai știu cum. De fapt toți, și fanilor și ceilalți care i-am urmărit, că și eu i-am urmărit, avem dreptul să știm adevărul. Ar trebui să spună ea, să fac un live, să spună și el, ce să tot ascundă. Adevărul până la urmă o să iasă la iveală. Da. Am văzut că el, când a împlinit 32 de ani, a scris, bine ai venit, 32 bine ai venit, și a mai scris că a început un nou capitol din viața lui. Da, era singur, a făcut câteva fotografii singur, întrebat dacă e cu Raluca, a evitat răspunsul foarte elegant și nu vrea să vorbească despre asta. Atât a spus, eu și Raluca suntem bine. Dar n-a spus dacă sunt bine împreună sau despărțiți. Oricum, eu îi doresc la mulți ani și știe el mai bine ce face. Dacă într-adevăr s-au despărțit, eu chiar mă bucur pentru el, l-am simpatizat pe el, pe ea nu. Dar
după cum toți spun, fiecare ce face, face absolut ce vrea cu viața lui. Să vorbim și de Mandy, că am văzut că face live-uri după live-uri. Foarte, ce simbolizează? Răspunde este cam la aceleași întrebări. Aș fi spus că s-a săturat să tot răspunde. Vedeți, dar mai sunt noi susținători de ei. Sau scris doar oamenii curioși. Nu, nu ne-am împăcat. A spus că e foarte bine, știți că a fost în spital, dar că a mai luat puțin angiograme, era foarte slabă ca familiasa, pentru că am bolnavă. Avut terminul de cel de 30 Eu nu văd de depresia ca o boală, adică ceva ce nu se poate trata. Singur trebuie să tratezi aceste boală, singur. Nu ai nevoie de ajutor. Bine, ajutorul medical poate să fie niște medicamente, că să stai liniștit, dar tot, că sunt jucare fac urât. Bine, am stat de vorbă, apoi a vorbit de familie, că stă la ea acasă. Ai ținut 50 de bărbați, nu mai e rețin, nu lucrează deocamdată. Am și spus câți bărbați au avut în casă, știi, și după. Și de Sergiu și nu mai există cale de împăcare, cel puțin din partea și ei. Doamne, dar el, zice că i-a spus, o să te caut după 5 ani când mă maturizez. Nu, nu am păstrat. Bineînțeles că ea are 30 de ani, a spus că face în curând și el cu vreo 5 ani mai mic ca ea, deci el nu era pentru ea, nu se potriveau deloc. Eu l-am simpatizat foarte tare pe Sergiu, pe ea. Doamna Melania, vă pup. Și că a luat legătura cu Horia, era și normal, da, erau prieteni, sau fost iubiți, sau ceva erau și ea eu te ador. Iar știți că au făcut ea și cu Sergiu un live împreună, nu împreună, să șadă unul lângă altul. Păi, dar întrebați-l și pe el, că era leșinat. Mulți au păi spus că s-au împăcat, că nu s-au împăcat. Dacă nu ne ce potrivim, să ce să facem? Horia nu se potrivesc absolut deloc. Horia, o să vedeți unde a este. Fost întrebată ea de ce s-au despărțit, a spus că s-au despărțit de comun chiar acord. Chiar vreau să vă spun și despre asta. Cineva zicea, păi dacă, dacă nu v-ați iubit, ea zice, păi dacă, poate ne-am iubit. Poate s-au iubit la momentul ăla. Mă tot întrebați și tot de împăcare oricum nu o să mai fie și... Chiar cineva a spus că au avut m-am un divorț și foarte elegant. Am reluat legătura de prietenie cu el, bineînțeles, nu mai suntem prieteni atât de... Și că chiar dacă ar fi câștigat, ca așa zicea unii, nu i-ar fi ținut bani oricum. Poate rezistau 6 luni așa pentru bani, dar nu. Adică să stăm... Ea mai vorbea de un proiect care o să-l aibă în viitor. Să plecăm cine știe pe unde la plimbări sau nu știu pe unde... Ne-am speră întâlnit, să am stat, am băut o cafea, am discutat iar despre un proiect niște comentarii pe care o să-l realizăm că Sergiu a fost împreună, fals. O asta vedeți, e fix problema lui, eu nu l-am văzut fals, dar ce să fac, la timpul potrivit, a dorit și el marile premiu. Mama lui și-a cerut scuze, nu și-a cerut nicio scuză, nu știu. De când mi-ați mai văzut pe Robert lui și Bianca pe live din sezonul 8, de mult, și cred vreo lună și ceva, ei spuneau că n-au intrat de vreo 2 luni. Au început prin a vorbi de mâncare, de rețete, de pui la rotisor. Ei zic că e rețetă sănătoasă, dar eu cum sunt vegan, mie nu mi se pare că ar fi rețetă sănătoasă. Cineva i-a chemat în Spania, a spus că nu merg în Spania, că n-au bani, dar nu străbăța bani în Spania, în Spania e mai ieftin. Și alții întrebau de copii, spunea, nu vrem copii acum, dar ea chiar a glumit și a spus, uite, n-am eu copilul care vrea atenție în tot momentul. Păi să știți că e copil pe lângă ea. Și copileros el, așa, nu era el de însurat, dar nu poți cu o femeie ca Bianca, pentru că dacă ei s-a pus pata pe el din casa mireasa, nu l-a mai întrebat dacă și el vrea. Sunt femei crampon care așa fac, cunosc personal câteva. Da. Și apoi a fost întrebat de Sergiu dacă știe că s-a împăcat cu Madi, zicea că nu știe, doar că în acest moment era în live cu Mircea, prietenul lui, și mai vorbeau de petrecere, știți, că s-a uitat la petrecere unde cânta Luiza din sezonul 8. Mie nu mi-a prea plăcut așa ca fată, nu era cine știe ce frumușică, dar nu trebuie să fie prea frumoasă, că să cânt, trebuie să ai voce. Vorbeau de ea, vorbeau și de alți concurenții, apoi au schimbat subiectul și au trecut la filme, au început să spună ce filme au văzut, cred că pe Netflix. Eu nu am. Abia mă uit la programul nostru național, mai stau să mai văd și pe Netflix, eu lucrez, n-am timp de filme, mai văd câte unul când și când așa, am un serial și atât, și restul la muncă, acasă și somn. Și distracție, bineînțeles. Prefer distracția filmului, el nu e mult mai bine. Stau acolo 2 ore la televizor, pe canapea, să văd ce. Filme violente. Îmi plac comediile, îmi plac serialele. Acum mă uit la un serial în spaniol. E pentru vârsta de 8 ani. Dacă îmi place. Daniel nostru. Da, mie mi-a plăcut de el, v-am spus de el foarte tare.
zicea că s-a despărțit de Diana și am văzut că pe fruntea lui scria Pateu. Nu știu de ce. Cineva scrisese sau a scris el, nu pot să-mi dau seama. Cu atâte aplicații mă încurc în ele. Mulțumește tuturor pentru susținere. Și zicea, uite, nu mi-a ieșit cu femeile. Mai era cu cineva live, am să trec pe partea elaltă. Iar a fost întrebat, zice, da, ai vreo experiență cu bărbați? Încă nu, dar urmează, nici nu te-ai sărutat, zice, bă, da, am tinerețe. Dar știți pe Dani cu glumele lui. Și am mai stat de vorbă cu fanii lui. Mie mi-a plăcut de el, am tot spus asta, chiar l-am simpatizat foarte tare. Mama lui Loredan era o femeie foarte frumoasă, avea un chip foarte tânăr. Păcat că era așa, durdulie, dar asta se rezolvă. Cu sport, cu gimnastică și cu o dietă corespunzătoare, o să arate de 25 de ani. Chiar am admirat-o în sezon, mi-a plăcut foarte tare cum arată. Femeie frumoasă, frumoasă decât unele fete de acolo. E așa mi s-a părut. Iar mai spre sfârșit, bineînțeles că a întrebat, toată lumea îl întrebau, dar mama lui unde e, dar apoi zice, cineva, dar unde e Diana? Zice, păi în cameră doarme. Și când s-a închis live-ul, a scris pe video acolo, acest video e pentru haterii să se bucure și ei. Bineînțeles că eu nu am crezut. Pentru că el spunea în glumă că ei sunt compatibili, dar sunt personalități diferite, foarte puternice. Eu i-am văzut foarte potriviți de când a intrat ea în casă și am văzut schimbul acela de priviri de cu Denisa. Cu Denisa nu mergea. Nu merge, era alt tip de fată, dar chiar mă bucur că sunt împreună. Oricum nu o să se despartă. Sunt prea potriviți. Și acum să vorbim de o concurentă de la sezonul 8 și un concurent mai vechi de la sezonul 4, cred că. Vreau să încep cu ea, e vorba de Andrada, a făcut și ea un video singură, un live. Dar și mai juca, nu prea joacă, ea așa a spus. Chiar a zis că nu prea joacă, pentru că cineva a invitat-o, că ea se duce la muncă. Cineva a întrebat-o dacă a agățat pe cineva și a spus că nu se duce la agățat. Nu se duce. Ea ar fi vrut în casa Mireasa, ar fi vrut cu Albert, dar uite că n-a plăcut-o. N-a plăcut-o. De fapt, Albert n-a plăcut pe nimeni și nici nu place. E prea copil pentru asta. Iar al doilea concurent este Ion și Raluca, de la sezonul 4, parcă. Eu n-am văzut 4 și 5, decât foarte rar. El, știți că stă de când s-a căsătorit de 2 ani, împreună cu mama lui. Că n-au unde să se ducă. Și Raluca lucrează de acasă, știți că ea face unghii, face ce mai face acolo. Iar nu se înțelege bine. Asta e vechea. De mii de ani, cred că e. Între mamă și mamă de băiat și nevastă de băiat. Dar să știți că eu cu nevestele băieților mă înțeleg foarte bine, pentru că suntem la distanță, dar dacă aș sta în aceeași casă, nu știu cum aș proceda. Zicea că nu se suportă, dar în aceeași ani, de când stau împreună, în acești ani, pun amândouă, depun foarte mari eforturi să măcar să se suporte cât de cât, chiar dacă nu se suportă, măcar să se tolereze. Ion spunea că nu se cunosc bine. Păi ce-au păzit în 2 ani de zile? Nu s-au cunoscut. Ce-au păzit? Așa că ar trebui să-și găsească în altă parte, dar deocamdată cred că nu-și permit și dacă tot au casa, de ce să plece? Știu că e greu să stai cu soacra, am stat de aia, știu. Și nu cu ea chiar în casă. În București, la casă, unde știți că e o curte mare și stau mai multe familii. Dar totuși, pe mine mă incomoda foarte tare. Cam atât am avut despre foștii concurenți. Vă doresc în continuare o duminică plăcută și la revedere!